Vă salut, prieteni! Astăzi am ieșit iarăși la pădure și am luat o pauză, ocazie cu care vreau să vă prezint un cuțit pe care l-am găsit săptămâna trecută în târg. Este un cuțit forjat de niște meșteri fierari de etnie romă din Bulgaria. Cuțit care mie mi-a plăcut și am spus să vi-l prezint și vouă. Imediat vă voi arăta și cuțitul despre care vorbesc. Acesta este cuțitul. Teaca am făcut-o eu dintr-o bucată de material imitație de piele. I-am pus aici o agățătoare care se poate agăța direct la centură și un sistem din ăsta pe care îl poți pune la breteaua pantalonului. Iată și cuțitul. Așa arată. Lungimea totală este de 24 de centimetri. Lama are 14, iar mânerul 12. Mânerul este din materialul acela. Eu îi spun textolit. Pe spate aici a lăsat zimții pilei pentru a se putea vedea materialul din care este făcut. Aici este o ștanțată, o sigla meșterului fierar. Spunea că îl cheamă Gheorghe Antonov, dacă am reținut eu bine. Cuțitul este sănătos, grosimea lamei este de 4 mm și mie mi s-a părut un cuțit bine, bine meșterit și de aceea l-am luat. Spuneam că nu avea teacă, așa că i-am meșterit eu, așa cum am știut. După forma cuțitului am făcut teaca. Vă spuneam că este dintr-un material imitație de piele de 2 mm, cred că este grosimea, dar este foarte rigidă și stă bine cuțitul în teacă. L-am luat pentru că pe lângă cuțite mai vindeau topoare, sape, tesle și diferite unelte gospodărești. Și a făcut testul cu o teslă pe care voia cineva să o cumpere, lovind o bucată de metal. Au rămas urme pe metal, dar Tesla nu a suferit niciun fel de urme, nu a rămas nicio urmă pe Tesla. Mi s-a părut foarte bun cuțitul, plus că îmi place și forma aceasta de cuțit haiducesc, hangier, zic eu, așa se spunea înainte și l-am luat. Am profitat acum de ocazie să vi-l arăt și vouă. Am luat acum o creangă, vreau să iau o creangă. Pentru a face câteva teste cu acest cuțit. Nu știu din ce fel de lemn este, dar este uscat și foarte tare. Așa că
Eu spun că este tocmai potrivit pentru a testa acest cuțit. Ia uitați. Forma cuțitului îl face tocmai potrivit pentru cuplit. Ia uitați. Imediat am făcut o țepușă. Cum spuneam, lemnul este foarte, foarte uscat și tare. Și zic că își face foarte bine treaba. Uitați, nu este nicio urmă pe lama cuțitului, deși am cioplit această bucată de lemn foarte, foarte tare. Acesta este cuțitul pe care am vrut să vi-l prezint. Este o achiziție din târg. De multe ori am obiceiul să merg prin târg și să caut diferite obiecte care pot fi folosite la activitățile de bushcraft. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!